Titus, încă o victorie pentru CSM Târgu Jiu, una senzațională din nou. Da, cred că continuăm seria evoluțiilor mai bune, cu acea mică sincopă la miercuri așa, când ăsta trebuie să câștigăm acasă cu Rapidul, cu Piteștiu, acum cu Ploieștiu. Da, suntem într-o formă bună și trebuie să mai obținem câteva victorii aceste ultime meciuri. Cum a fost partida din seara asta? Ce a făcut diferența în acest meci? Cred că am fost foarte bine montați, am controlat în mare parte a timpului meciul, s-au apropiat de la 15 puncte la 5 puncte, dar pentru că a meritat victoria și am fost în față practic un meci. Am fost mai, poate mai concentrat, n-am avut meci, iau un meci miercuri la Rapid, parcă se a strâns oboseala, poate puțin. Publicul din nou senzațional în această seară. Da, 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 și în momentele grele ne ajută foarte mult că ne împing din spate și sperăm că și la ultimul meci cu Steaua să fie sala plină să obținem ultima victorie în acest sezon în fața lor.